Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de vineri, 10 septembrie. Pentru ziua de vineri, zi guvernată de planeta Venus. Avem aici 10-le de săbii, o carte care ne vorbește despre finaluri destul de triste, dar măcar știți că toată situația negativă prin care ați trecut s-a finalizat, nu mai continuă, ăsta e punctul terminus și de mâine puteți să respirați mai relaxați, mai detașați, pentru că nu o să mai aveți de-a face cu această situație tristă din trecut. Aici trebuie să țineți cont de faptul că finalul situației prin care ați trecut, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de ceva ce s-a întâmplat la școală sau la muncă, fie că e vorba de o relație de prietenie, fie că e vorba de ce se întâmplă la voi în locuință, în familie, indiferent de cum se aplică asta pentru situația voastră particulară, indiferent unde a fost criza, problema, cearta sau lucru neplăcut care s-a întâmplat în viața voastră, astăzi acest lucru neplăcut se termină. Rezultatul s-ar putea să nu fie așa cum v-ați așteptat voi, da? Dar măcar știți că puteți pune punct și de mâine puteți să mergeți mai departe. Nu o să mai aveți de-a face cu această persoană, cu această ceartă, cu acest proiect, cu indiferent despre cine sau despre ce este vorba aici în viața voastră. În următoarele zile o să începeți să simțiți așa treptat cum situația se îmbunătățește, lucrurile o să meargă tot din bine în mai bine, dar, din păcate, această zi de vineri este, cum ar fi, ziua cea mai neagră, momentul cel mai negativ, pentru că punctul acesta de criză existențială, de problemă, de conflict atinge punctul maxim și pe urmă imaginați-vă așa ca un balon pe care îl tot umflați cu aer, îl tot umflați, da? Criza, cearta, problema a tot crescut, astăzi balonul explodează și cu această explozie, da, e și momentul ăla de sperietură, de tresărire, de uai ce s-a întâmplat, dar este și momentul de echilibrare a presiunii, da? Prin faptul că buba explodează, că balonul a explodat, toate tensiunile sunt degajate și, da, bineînțeles, cineva o să iasă de partea învingătoare, cineva o să iasă de partea care a pierdut, dar asta e. Trebuie să acceptăm că soarta și-a spus cuvântul și să lăsăm lucrurile în urmă să trecem mai departe. E foarte important cu această energie pe această zi de vineri să nu lăsați ca mândria voastră să intervină și dacă voi sunteți cei care ați pierdut acest conflict, care ați pierdut bătălia, încercați să acceptați această înfrângere cu capul sus, cu fruntea sus, într-un mod elegant, într-un mod matur, pentru că în timp o să vă dați seama că toată această bătălie, tot acest conflict nu era chiar atât de important cum îl vedeți la momentul actual. În timp, prioritățile voastre să se schimbe și o să vă dați seama că aici a fost de fapt doar o consumare ineficientă de energie și că ați fi putut să faceți ceva mult mai bun cu timpul vostru. Sper că v-a ajutat această interpretare. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, pe canalul meu de YouTube găsiți etalările lunare și anuale pe zodii. Vă îndemn să vă uitați atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau, de ce nu, pentru semnul zodiacal a unor oameni apropiați din viața voastră, ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu aceștia. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!